Bună, dragii mei, bună, sufletele mele frumoase! Sunt astăzi aici, alături de voi, pentru etalarea lunii aprilie pentru Capricorn. Și haideți să vedem împreună care vor fi energiile lunii aprilie, aprilie-mai, pe acolo. Vedem cum stau treburile. Și o să alegem de aici trei cărți. Și avem așa puterea, turnul. Ok, ai puterea să accepti aici o situație, da și nu. Ai de două ori turnul. De două ori turnul. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ai puterea să depășești o situație. O situație care pentru tine o să fie șocantă, cumva. E un șoc, e o despărțire. Este, poate fi aici, nu știu, o cădere, știi? O cădere nervoasă a cuiva. Poate că cineva nu se simte bine. E o acceptare și nu, știi? Încearcă cumva să vezi lucrurile bune din toată această situație. Adică, întotdeauna, când apare turnul, turnul pare că e un dezastru, că e jale. Dar în spatele turnului întotdeauna vine ceva frumos, se reconstruiește ceva frumos. Deci să vezi partea bună. Ți este destul de greu, din câte văd, dar întotdeauna trebuie să vezi partea bună. E ca și cum, să zic, dau un exemplu, nu are de-a face cu... Da, e un exemplu. Ți-ai pierdut locul de muncă, brusc, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva acolo și te-ai dat afară. Ai plecat. Bun, tu ai stat acolo 10 ani. E logic să fii așa, în situația asta, da? Să te simți ca și cum, ce fac acum eu cu viața mea, ce se întâmplă mai departe, Doamne iartă-mă, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea, ta-ta-ta-ta-ta, știi? Dar, după 10 zile, de exemplu, să-ți dai seama că tot rău spre bine. Pentru că posibil să apară cineva în preajma ta care să îți dea un indiciu sau să te ia sub aripa sa sau să te protejeze sau cineva care să-ți dea curajul, să-ți dea puterea să mergi mai departe și să-ți dai seama că ai găsit ceva mult mai bun, construiești ceva mult mai bun acolo unde s-a dărâmat ceva, unde tu nu ai avut curajul să dărâmi, unde tu nu ai avut curajul să strici. Da? Bun, ce apare? Bun. Eu tot zic așa, bun. Ce apare? Strategie. Frumos, numărul 21. Ce mai apare? Gândește-te bine. O persoană care se gândește aici intens la tine, se gândește că ești valoroasă, valoros. Deci e posibil să fie cineva care... tu faci parte, cum să spun, dintr-o echipă. Dacă tu faci parte dintr-o echipă, tu ești un pion foarte important, vezi? Chiar dacă tu treci prin situația asta... cineva se gândește, stai mai un pic, că omul ăsta sau femeia asta, da, este extrem de valoroasă, nu putem să, nu pot să mă, da, ar trebui să fac ceva, să ajut, să, știi, cumva cineva îți vede valoarea, da. Hai să vedem mai departe și avem aici numărul 51 și avem protecție divină, tu ai o protecție divină, ai o protecție lângă tine, universul, se joacă așa puțin cu tine, dar te și protejează în același timp. Deci, pe o parte, tu o să ai impresia că de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea, dar de fapt nu este altceva decât o intervenție divină în favoarea ta. Hai să vedem. Să vedem mai. Ți se testează cumva, ți se testează credința în luna aprilie. Și facem în felul următor. Cum ești tu? Să fie în poziția normală cărțile, cum ești tu, jobul tău, la job, finanțele, cum stai cu partea financiară, familia, da? Iubirea, cum stai în dragoste, ce ar trebui tu să știi și ce surpriză îți apare ție în luna aprilie. La capătul cărților apare curiozitatea, valetul ăsta de spade vorbește despre curiozitate. Și împărăteasa, tu te gândești aici, ce frumos. Poate că încerci să cauți soluții. Văd multe persoane în jurul tău, ai cel puțin trei persoane, poate undeva în casă sau într-o încăpere și tu ești persoana cea mai inteligentă de acolo sau tu ești persoana cea mai curioasă, cea mai suspicioasă într-un fel, pentru că valetul ăsta de spade vine și așa cu un pic de neîncredere, un fel de Toma necredinciosul, eu nu cred până nu văd, ești un pic așa, da, suspicioasă, suspicios. Ceva petrecut online, ceva ce faci online. Hai să vedem cum ești tu, lumea. Pentru tine s-a încheiat ceva. S-a încheiat într-un mod natural sau se va încheia într-un mod natural.
Asta este, atât a fost să fie. Nu este mai mult. S-a încheiat, s-a terminat. Vezi tu, cercul ăsta e complet. Atât a fost. Hai să vedem la ce se referă. Poate că de aceea a apărut turnul, pentru că tu nu ai fost în stare să renunți la ceva ce tu trebuia să renunți de mult. 10 de spade și diavolul. Da, o situație toxică. O situație toxică, poate fi aici vorba și despre ceva legat de sănătate, da? Adică gata, nu mai poți să tot amâni o operație sau nu mai poți să tot amâni ceva ce nu mai poate fi amânat, știi? Diavolul și 10 de spade arată că tu închei o situație toxică, definitiv. Poate fi ceva, da? Pentru că aici în cărțile astea vezi tu, uite cum arată 10 de spade. Este un doctor, da? Care face un fel de, nu știu, lucrează ceva pe spatele tău, da? Face ceva. Da, exact cum am spus, tot rău spre bine. Cam așa văd eu treaba, tot rău spre bine. Și dacă treci prin ceva dureros, este momentul să se întâmple acel lucru pentru că urmează ceva bun după. Adică suferința asta mare e mai bună decât o suferință cronică care ține ani de zile, știi? Jobul tău, cum ești tu la job? Și văd aici judecata. Ești o persoană înțeleaptă, o persoană. Celorlalți le este dor de tine într-un fel, sau ceilalți te ascultă, da? Vocea ta se face auzită, ceilalți te ascultă, te aud în carieră, în job. Tu ești persoana înțeleaptă, tu ești persoana cea mai inteligentă de acolo. 6 de spade, pajul de spade, aici mai văd că tu întotdeauna găsești soluții, tu îi mulțumești pe toți ceilalți din jurul tău. La job. La job e ok, știi? Dacă nu lucrezi în perioada asta și ai lucrat, celor de acolo le este dor de tine, cumva. Întotdeauna ai grijă de cei din jurul tău, cum necum, și vii cu tot felul de soluții, da, pentru ei. Își pun baza în tine. Cum stai cu finanțele? Aoleo, aici nu prea e bine. Ci nu prea e bine pentru că apare spânzuratul. Spânzuratul arată un blocaj pe finanțe. Ce blocaj? La ce se referă? 4 de spade și 6 de bastoane. E o întârziere aici. De ce? Probleme medicale, posibil, da? Recuperare, probleme financiare în perioada asta, dar nu mai durează mult și se deblochează lucrurile. Nu mai durează mult, pentru că ai un 6 de bastoane aici, după. Adică după perioada asta de pauză, perioada asta de stagnare, revii în forță, da? Te întorci, revii în forță. Asta ce înseamnă? Că e posibil până la sfârșitul lunii aprilie sau mai acolo să te recuperezi, să revii pe baricade. Ia să vedem. Familia. Iarăși ai turnul. Trei turnuri ai, măi. Vai de capul meu. Trei turnuri aici. Deci turnul ăsta pe care îl văd aici este ceva legat de familie. În familie se întâmplă ceva. Deci nu-i nici de job, nu este nici de tine, este de familie, cineva din familia ta. Și vedem ce vrea să-mi spună turnul ăsta, că mă avertizează rău de tot. E așa un fel de cască bine ochii. Regina de monede. Deci s-ar putea pentru unii dintre voi să nu fie energia voastră turnul ăsta, ci să fie altcineva din familie. Cum ar fi o mamă, soția, soră, regina de monede de obicei cam asta este, da? Sau tu, dacă ești casnică, da, dacă ești acasă, dacă ești cea care are grijă de copii și ești energie feminină, da, posibil aici ca tu să ai o cădere, tu să ai ceva probleme. Mai văd aici un cavaler de bastoane. Cavalerul ăsta de bastoane, să vedem ce vrea să-mi spună cavalerul de bastoane, că este cineva apropiat ție sau. Da, este cineva apropiație, este cineva care vine, pleacă tot timpul, cineva din, sau cu marcaje puternice pe taur. Poate fi, aici dacă nu ești tu, poate fi cineva din preajma ta, poate fi o persoană religioasă, o persoană care tot vine la ușa ta. Dacă, nu știu, primești pe cineva sau vine cineva la ușa ta cu vești din astea, să-ți vorbească de religie, de poate că persoana asta vine cu turnul ăsta. Persoana asta e foarte importantă. Ia să mai vedem. Vreau să mai clarific aici. Cine e persoana asta și ce e cu persoana asta? Persoana asta
Aduce, da, e ca și cum ar fi un trimis al Domnului în calea ta să-ți deschidă inima, să-ți deschidă ceva în sufletul tău. Te avertizează cumva, e un fel de avertizare. Ce interesant. Da, e un fel de avertizare aici, parcă persoana asta vine să te avertizeze. Sau mai poate fi aici cineva care vine să te viziteze, tot vine în vizită la tine. Marele preot arată credință, arată și familia, da, în primul rând, cineva din familie. Și persoana asta văd că tot vrea să intre cumva, vine ca un mesager, așa, să te avertizeze. Și pentru că tu nu primești această avertizare, apare turnul. E mai complicată treaba. Hai să vedem în dragoste. Cum stai în dragoste? Apare un valet de monede. Valetul de monede arată întâlnire, față în față, cu cineva. Cu cine te întâlnești? Față în față. Pe cine vezi? Cavalerul de cupe și doiul de bastoane. Devii foarte curioasă sau curios în legătură cu cineva. Parcă ți se cam aprinde așa un pic sufletelul. Ai așteptat o veste din partea acestei persoane? Ai așteptat ceva? Ești foarte curioasă sau curios? Vorbe bune, vorbe frumoase, mișcare, mai greu, dar apare ceva mișcare aici pe dragoste. În sfârșit, știi, ceva de genul în sfârșit. Ești foarte entuziasmat, așa să zic, de o legătură cu cineva. De ceva nou, e ceva la început. Ce ar trebui tu să știi? Un suflet pereche. Că un suflet pereche este în preajma ta sau un suflet pereche în curând apare în viața ta. Întâlnirea asta cu un suflet pereche. Ce ar trebui să știi? Că cineva o să-ți trimită o veste. Un suflet pereche îți trimite o veste după o perioadă de așteptare, după o perioadă lungă de așteptare. Această persoană vrea să investească. Că ce ar mai trebui tu să știi este faptul că această persoană nu a renunțat niciodată sau niciodată nu a încetat să se uite către tine, niciodată nu și-a luat ochii sau gândul de la tine, știi, ceva în genul ăsta. Și persoana asta urmează să o întâlnești, vine ca și o chestie care tu ar trebui să o știi, da? Să te pregătești pentru această întâlnire. Și surpriza. Surpriza este un 10 de cupe. Ce frumos! 10 de cupe este un ideal aici, familie fericită. Ce interesant! Adică toată situația asta, grea, dificilă, o vei depăși împreună cu familia, alături de familie, alături de cei dragi. Iar aici apare ca o sărbătoare. Ca și cum, bine că am trecut peste toate astea împreună, am reușit să trecem, am ajuns la această victorie, la acest succes împreună. E o surpriză frumoasă, 10-le de cupe. Să clarificăm și iarăși apare turnul ăsta reclădit, reclădit, da? Măi, e foarte interesantă treaba, mai apare și un 8 de spade aici. Tu nu prea crezi, sau cel puțin, nu știu, parcă ți-e teamă așa un pic, parcă ți-e teamă să te bucuri. Știi cum e aici? Treci prin ceva destul de dificil, foarte dificil chiar, atât de dificil încât te sperie puțin. Și sperietura asta, știi ce se întâmplă? E mai mult o sperietură, da? Sperietura asta nu te lasă să te bucuri de viitor. Deci în viitor îți apare 10-ul ăsta de cupe, unde apare fericire, bucurie, familie, tot ce e ceva legat de familie la tine. Ceva ce tu ți-ai dorit, ceva la care tu ai visat de mult timp. Și cumva tu parcă ți-e teamă, parcă ești, nu știu, îi lași pe ceilalți să petreacă, să se bucure și tu te ascunzi. Ai emoții, cam asta simt aici, că vei avea emoții. Atât de mari emoții vei avea încât îți vine să fugi, să te ascunzi. Tu rezolvi o problemă, tu ești cheia, vezi? Labirintul ăsta, tu reușești, da, să găsești soluția ieșirii din această situație complicată. Dar cum să spun, în momentul în care tu rezolvi această problemă, parcă te retragi, parcă nu vrei să primești ceea ce vine din partea celorlalți, cum ar fi lauda, că vai, știi, tu te pitești așa cumva, parcă nu vrei, da, îi lași pe toți să se bucure și tu te retragi. Multă modestie simt la tine, foarte multă modestie și puterea de a depăși
orice situație. Ce mai văd aici? Conexiuni cu ce zodii? Capricorn, Leu, da, ce mai văd? Ce zodii mai văd eu? Conexiuni cu Taur, importante, cu... Sunt multe zodii, dar așa, cine joacă un rol foarte important. Cam atât. Da. Cam atât. Bun. V-am pupat. Aveți grijă de voi până data viitoare și nu uitați, iubiți-vă mult. Numai bine. Ciao, ciao!